și dobrogea de lângă mare lumii. Moldovan, strop de soare, și dobrogea de lângă mare și dobrogea de lângă mare lumii. Așteptăm să ne întâlnim cu oamenii, să vedem ce părere au despre unirea Basarabiei cu România și, bineînțeles, le prezentăm programul nostru politic. Ia mare! Da. Da, trebuie măcar trei echipe măcar să facă. Poate să mai vin oameni de zonă. Ce zic, să facem? Hai să facem poza așa pe urmă. Hai să facem poza. Hai, zile, hai să facem poza. Mihai! Haideți, stimați colegi,
haideți, treceți în față. Normal. Ia, ia, că vine bulibaș. Așa. Așa. Cum așa? Da, zi-mi, ca să iau. Da, să colegi, haideți, fim atenți, a venit în sfârșit fotograful. În sfârșit? Da, să colegi. Da, să colegi. Marin! Deci toată lumea merge spre cetate și atunci nu suntem. Sau cum e prășeptă? Nu, nu. Consiliul director, e cine te comentă? Valeriu! Nu, 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 Colegi, asta e. La vreme se vin cu A doua echipă. Mai de ce a A doua echipă merge cu Anton, el tot îmi zicea des. Nu, 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 Domnul Hâncu, hai cu noi. Roger Sprala. Anton, hai cu mine. Hai cu Valeriu, în coace. Hai cu mine. Hai, Hâncu. Dragoș. Ha, Dragoș. Hai, luați o boxă. Haideți! Dar la cetate cine pleacă? Da, nu, la cetate urmă spuneți toți. Noi ne ducem okay. Înainte, la stânga, decât da, înțeles. Gata, eu am înțeles. Noi facem la cetate. Da, da. Ne poate autocar, nu ne rămâne nimic? La autocar? La autocar trebuie să rămână. Eu de-aia așa am zis. Am pus la cetate. Nu, nu, stai pic. Tu unde? Mergem prin toate orașele, satele și localitățile plaiului nostru drag, pentru a vorbi cu oamenii. Venim fără bodyguard, fără suite, dar cu inima și cu sufletul deschis, pentru a vă prezenta programul nostru politic și pentru a vă câștiga încrederea, așa cum am făcut-o în România. Unde pentru aur au votat peste 600.000 de români. La 11 iulie nu mai votăm Tâlhar, Bandit și Hot. Aur va fi în Parlamentul de la Chișinău, așa cum a ajuns și la București, unde au votat.
votat peste 600.000 de români. AUR este un partid mare din România, care a trecut totul și care are 44 de parlamentari și senatori, de care duc în război acerb pentru apărarea familiei și a valorilor noastre. Nimeni nu face acest lucru până să ajungă AUR în Parlamentul de la București. Noi refuzăm să mai rătăm bătaia de joc și condamnarea la sărăcie. Nu simt tu.